Fiecare om are o poveste. Fiecare poveste începe cu un vis. Sunt Mihai Vulpe și vă arăt oameni simpli cu visele și poveștile lor. Adică viața așa cum e, numai la Tele3. Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Cetățean European. Toni Matei mă numesc. Și Gabriela Tortorea, bună seara și bine v-am găsit într-o astfel de zi specială, spunem noi. Da, de dragobete. E, să spunem așa, o zi mai specială datorită faptului că... Mai ales iubirea, pentru noi, pentru români. Da, pentru români plătește, iubirea plătește în aer. Și cu siguranță cei care ne urmăresc o să și observe în această emisiune. Haideți să vorbim despre înțelesul acestei zile și să discutăm mai multe cu invitatul zilei. Invitatul nostru special din această după-amiază este domnul profesor Adelin Ungureanu de la Palatul Copiilor din Târgu Jiu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și fiind prima dată în studioul dumneavoastră, studioul Tele3. Vă facem și botezul! Vă felicit și dați-mi voie să vă urez la emisiuni reușite și multă emisie în timp. Mulțumim! Vă mulțumim de suflet! Haideți să vorbim despre semnificația acestei zile în folclorul românesc. 24 februarie este o zi pe care o avem în vedere nu doar noi, îmi place să spun cei tineri cu toții, chiar dacă mă situez din punct de vedere al etății la limita superioară a tinereții, dar și persoanele mai în vârstă. Dragobetele este o sărbătoare veche la români, iar începuturile sale sunt în urmă cu 2 milenii, dragobetele având un echivalent în zeitățile dacilor. Știm că dacii au fost polizeiști, Zamolsex era principalul lor zeu, însă au avut o zeitate a dragostei, a iubirii. Nu i s-a păstrat, din păcate, numele sau nu îl cunoaștem, însă e vorba de un echivalent al Erosului de la greci sau al Cupidonului roman. Dragobetele, așadar, are tradiție veche pe aceste locuri și, conform părerii unor etnologi, nu putem vorbi de unanimitate, ar fi fiul babei Dochia. Dochia este tot un nume păstrat de pe vremea dacilor, un bărbat binefăcut, chipeș, ca să folosim un termen cunoscut zilelor noastre, sau șarmant și care plăcea tuturor fetelor de vârsta lui sau de vârstă apropiată. De aici avem izvoarele dragobetelui și interesul, cel puțin din experiența mea proprie, scuze, reluare, din experiența personală, vreau să spun că abia când au început să ne invadeze unele sărbători din vest sau de dincolo de ocean, și mă refer la 14 februarie, Valentine's Day-ul, și din partea românilor, poate sub o formă de orgoliu local, a crescut interesul pentru a ne relua unele valori, haide să nu zicem uitate, dar oarecum rămase în urmă ca și interes. Deci când Valentine's-ul a pătruns în România, ne-am adus aminte mai mult de dragobete față de cum o făceam
până către anii 1989-1990. Rădăcinile acestei sărbători, de unde practic, din ce zonă credeți că vin? Tradițional, zonele sunt cele nordice, Bucovina și Maramureșul. Acolo însă s-a conservat foarte bine. S-au conservat mult mai bine tradițiile și astăzi sunt respectate cu sfințenie sau oricum sunt puse în aplicare mai mult decât între alte zone ale țării. Însă, obiceiul despre dragobete găsim pe tot teritoriul României, nu doar în partea de nord, nu doar către Carpații Păduroși, ci și dincoace de meridional la nordul Dunării. Cred că sunt vreo 8-9 obiceiuri consacrate și încă practicate, e drept, cu precădere în zona rurală, însă și în zona urbană, având în vedere că avem un oraș din ceea ce ne-a lăsat Brâncuș un monument dedicat acestor tipuri de sărbători, iar că se nasc noi obiceiuri. În urmă cu zeci de ani nu se punea problema de cununii la poarta sărutului sau de altfel de sărbători în jurul acestui monument al lui Brâncuș din 1938. În prezent avem sărbătoriți tineri, fie și pentru o perioadă mai scurtă, fie și pentru toată viața în jurul porții sărutului. Credeți că este mai importantă pentru români ziua de 14 februarie față de 24? Am văzut mai multe manifestări pe 14 februarie față de 24. Mi-ar plăcea să cred că nu e mai importantă, ci din contră dragobetele... Sau pentru că este prima zi din an. Dragobetele fiind al nostru, fiind autohton, trebuie să îi acordăm valoarea cuvenită. Da, și eu am observat că 14 februarie se bucură de un interes sporit, cu preponderență la generația tânără, la... Și de regulă la cei din mediul urban. De ce? Eu cred că am și răspunsul. Vă ascult. Eu cred datorită faptului că media iar reprezintă un factor important. Văd știrile care sunt pe rețelele de socializare, Facebook, Google și celelalte, Valentine's Day. Fiind de peste ocean, evident că toată informația vine imediat cu un flux foarte puternic către noi. Dragobete, din păcate, să spunem așa, sau din fericire, ca să spun așa mai frumos, este conservată doar pe teritoriul nostru. Practic nu are atâta răspândire cât... Nu are echivalență externă. Exact. Da, și cum a spus dumneavoastră, este situată calendaristic înainte de Dragobete. Și înainte, da, e și poziția. Dar totuși, legat de Valentine's Day, nu avem obiceiuri consacrate în trecutul neamului, așa cum se întâmplă de Dragobete. Dacă tot ați adus aminte de obiceiuri, poate ne spune și unul dintre ele. Unul dintre ele, dispărut astăzi, dar folosit în trecut, era acela al înfrățirii de sânge. Practica vremurilor apuse atunci când două persoane doreau să devină frați de sânge sau surori de sânge, consta în crestarea sub formă de cruciuliță a unei zone a mâinii, după care uneau tăieturile și astfel deveneau frați de cruce, frații legați pe toată viața prin acest ritual. Însă este... Nu este recomandat pentru copiii de acasă. Ca să Bineînțeles, este un obicei care n-am mai auzit să se practice și nu mai este cazul în societatea actuală. Bine, noi vorbim așa, pentru cei care nu urmăresc, că sunt copii care nu urmăresc acum la ora asta, vorbim, e utopic ce se întâmplă. Ceea ce îmi vine în minte acum este acel ritual al zânei zăpezilor sau al zăpezilor zânei, depinde cum îl tratăm, inițialele sunt aceleași, și consta într-o acțiune a tinerelor fete de a culege în ziua de dragobete ultima zăpadă, fie din curte, de pe casă sau de pe deal. Cred că am mai găsit acum un pic doar către munte. Această zăpadă era păstrată până se topea, iar apa era folosită peste an, considerându-se că are puteri magice, că ajută la înfrumusețare și chiar și la farmece de dragoste. De aceea este nu cred că a apărut ze termenul, însă comparația dumneavoastră are tangență cu contemporaneitatea. Bun. Știm că astăzi este o zi specială și pentru copiii de la Palatul dumneavoastră. Ați organizat un spectacol. Urmează să-l organizăm. Acum, de la 17:30. Așadar, dragi târgujeni, dragi gorjeni, în cazul în care vreți să sărbătoriți românește de dragobete, sunteți invitați la Palatul Copiilor, acolo unde va avea loc, începând cu ora? Începând cu ora 18, va fi un spectacol
cu aproape 20 de momente, un spectacol de circa 2 ore. Nu este primul, dar dacă fac acum un inventar scurt, cam în fiecare lună a fost câte un spectacol sau cel puțin o sărbare. Și în exclusivitate, mă scuzați că întrerup, haideți să tragem cu ochiul la programul acestui spectacol, să spunem câteva momente ca să intrigăm lumea de acasă să vină. Programul se desfășoară pe mai multe paliere, va începe la ora 18, nu vor lipsi din cadrul său poezii, cântece, dansuri și gimnastica aerobică. Actorii vor fi copiii de la Cercul Palatului Copiilor și profesorii care desfășoară aici activitatea. Nu vor lipsi nici prelegerile despre Dragobete și recitările făcute succesiv până către orele 20. Este un tipic de spectacol pe care îl reluăm. Noi am avut în fiecare lună și în octombrie și în decembrie și în ianuarie și vom continua aceste activități, în funcție de evenimente. Se desfășoară în incinta instituției, sala de spectacole Maria Lătărețu, din cadrul Palatului Copiilor. Dacă vremea ne-ar permite și să sperăm că măcar de 1 martie sau de 1 iunie, măcar de 1 iunie, să putem să ieșim așa cum am făcut-o și la Alaiul Sărbătorilor de Iarnă, în fața clădirii pe o scenă amplasată, așa încât și organizarea actului de scenă, cât și publicul spectator să poată să aibă alt gen de condiții. Mai multă libertate, mai multă lărgăminte. Ce vreau să vă mai întreb? Să spunem că în acest moment are loc și la Poarta Sărutului tot de Dragobete, spectacol susținut de Doina Gojului, toți interpreții de muzică populară, îi puteți vedea acolo. O să facă și o horă specială pentru îndrăgostiți. Așadar, dragi târgujeni, după emisiunea noastră puteți să mergeți la spectacol. Și hai să vorbim puțin, pentru că tocmai ce spuneați mai devreme, că se amplasează o scenă în fața clădirii. De ce nu se poate amplasa o scenă în centru? Cred că este oricum de o importanță destul de mare. Practic vorbim de viitorul copiilor noștri. În ceea ce privește spectacolele, acestea au fost distribuite în funcție de momentele pregătite și de posibilitățile pe care le avem. Dumneavoastră, dar cei de la primărie sau cei de la prefectură? Scena amplasată în fața instituției, din câte știu eu, este pusă la dispoziție către primărie, iar în centrul orașului, în zona pietonală a străzii Victoria, am organizat sărbarea de început de an școlar în preajma datei de 1 octombrie 2013 și ne vom întoarce cu festivalul pe fir de baladă, data încă nestabilită. De regulă era ultimul weekend, ultimul sfârșit de săptămână din luna mai, acum se pare că vor fi alegeri europarlamentare și vom devansa politica din nou sau vom amâna cu o săptămână, nu este o problemă deosebită, pentru că oricum festivalul va avea loc, cred eu, între a doua sau între a treia duminică, al doua sau al treia weekend ale lunii mai. Iată că și Dragobetele este către sfârșit de lună, chiar dacă este o lună de februarie, și tradițiile nu ne împiedică nimic să ni le amintim, mai ales că, așa cum v-am zis, sunt multe despre... De exemplu, dumneavoastră astăzi ați plecat de acasă. Ați observat pe stradă, eu știu, mai multă afecțiune sau, eu știu, ați observat la lucru dumneavoastră, la unde lucrați dumneavoastră, eu știu, ați văzut că se schimbă, lumea privește. Adică ați simțit chestia asta? Promit că revin într-un minut cu exactitate la fondul întrebării dumneavoastră. Vreau să spun că una dintre tradițiile Dragobetului reprezintă tocmai acest lucru. Mai ales bărbaților se recomandă să nu fie singuri de Dragobete, fiindcă vor rămâne singuri tot parcursul anului și să nu provoace niciun fel de neplăceri, ba din contră să se poarte destul de frumos, galant am putea spune, tocmai în cinstea Dragobetelui. În ceea ce mă privește, ce am observat pe stradă la noi în municipiu, multă lume, tot bărbați, mulți bărbați către a doua parte a zilei cu flori în mână, probabil se întorceau de la servici către propriul cămin, sărbătorind așadar sau pregătindu-se să sărbătorească semnificația zilei, și ziua nu s-a terminat. Suntem un pic trecuți de jumătatea ei. Deci încă mai există timp. Da, și okay. Trebuie să mulțumesc că sunt alături de tine, da. Și că nu vei fi singur tot anul. Da, foarte frumos. E bine că suntem, da, suntem toți împreună și că facem această emisiune să meargă. Spectacol pentru gorjeni, încă o dată trebuie să reamintim, un spectacol de toată frumusețea. Vor fi și tinerele talente care au fost la posturile naționale?
Da, vor fi și copiii pe care i-am văzut la posturile naționale, vor fi și copiii care acum fac primii pași pe acest domeniu artistic și va fi o îmbinare de activitate nu doar a elevilor, ci și a profesorilor, pentru că, așa cum zis, acum am spus, dragobetele, se adresează tuturor categoriilor de vârstă, mai mult decât atât, pentru că revenim la tradiții, exista credința că de dragobete, inclusiv păsările cerului, acelea nemigratoare, cele care rămân pe timpul verii aici, în această zi încep să lucreze la propriul cuib și oricum în gospodăriile sătenilor era interzisă cu strictețe sacrificarea păsărilor în această zi de dragobete. Iar pentru oameni... Practic e și începutul verii, dacă să am începutul primăverii, mai exact în tradițiile noastre era considerat ca începutul anului agricol, începutul muncii propriu-zise de curățire a terenurilor și de pregătire a acestora pentru munca ulterioară. Și pentru că tot a venit vorba de muncă, astăzi, conform tradițiilor legate de dragobete, nu se muncește, cu o singură excepție. Se poate face curățenie, deoarece curățenia este considerată ca aducătoare de prospețime și liniște. Prosperitate, să spunem. Prosperitate. Da. Noi am încălcat acest obicei, deja suntem la muncă. Deja. Da. Bun, perfect. Mai avem foarte puține momente și foarte puține întrebări. Și să le spunem și celor de acasă că avem și un număr afișat pe ecran. În partea a doua emisiunii așteptăm telefoanele dumneavoastră. Cea mai frumoasă declarație de dragoste va fi premiată. Evident, dar nu o să vă spunem despre ce este vorba. Trebuie să intrați în legătură directă cu noi și cu siguranță premiul să vină către dumneavoastră. O declarație frumoasă și atâta tot. O să avem și câteva surprize muzicale, așa că rămâneți cu noi. Dar o emisiune mondenă. Da, astăzi o emisiune mondenă specială și de dragobete, pentru că în majoritatea presei și locale și naționale s-a uitat de sărbătorile acestea date de străbunii noștri. Bun, haideți să revenim la dragobete. Ziua de 1 martie și de 8 martie am înțeles că vor fi și ele marcate la rândul lor. Da, ambele zi au semnificații. Venirea oficială a primăverii, mărțișorul, 1 martie, de fiecare an este scos în evidență și mai mult, 1 martie, ziua internațională a femeii, în ceea ce privește instituția unde lucrez și de această dată va marca evenimentul printr-un spectacol. În funcție de vreme, sperăm să putem să ieșim afară, mai pe românește, să putem să organizăm în aer liber, dar vorba aceea fie vremea bună rea, nu vom lăsa să treacă și mamelor, soților, spun, tuturor, da, foarte frumoasă rima, tuturor femeilor o să le dedicăm o serbare. Poate pe 1 martie, poate chiar pe 7 martie. De 9 martie nu se preconizează. Asta mă gândeam, poate de 9 martie să faceți acolo. Totuși trebuie să facem și pentru și să facem și o modă pe chestia asta, dacă 8, 9 imediat trebuie să venim și noi. Da, atunci orice eveniment trebuie să aibă ca echivalent numărul 44 și e mai greu. E mai greu, dar este o provocare totuși, nu? E da. Bine că odată cu venirea primăverii avem ceea ce se scoate în evidență, avem de ceea ce ne aminti și să dea Dumnezeu ca și de aici încolo să nu ne uităm tradițiile. Slavă Domnului, suntem un popor cu o cultură religioasă destul de mare și atunci nu e loc să ne uităm ceea ce făceau odinioară înaintașii noștri. Da, și pentru noi, pentru că nu e vorba doar de tradiție, ci și de morală în tot ceea ce se întâmplă cu ocazia acestor sărbători. Bun. Câți micuți aveți la palat în acest moment? Vă referiți la spectacolul din această seară. Sunt câteva zeci de copii, însă unii vor intra pe scenă individual pentru recitări, pentru poezii. Alții vor cânta fie individual, fie însoțiți de grup, care va fi amplasat în zona scenei și, nu în ultimul rând, cei care vor merge pe grupuri, pe categorii de vârstă, sunt micuții, dar și colegilor mai mari de la gimnastică, deoarece spectacolul de gimnastică aerobică presupune implicarea mai multor copii. Bun. De ce credeți că copiii, în general, cei care au ajuns pe posturile naționale, nu au fost atât de mediatizați și locali?
nu știu, o să întreb presa. Ar trebui să fie pus mai mult accent pe vocile de aur ale Gorjului? Ar trebui și eu cred că se va face în viitor, pentru că orice județ își promovează valorile și dacă vor fi nume mari plecate de aici, vor fi nu doar pentru ele, ci și pentru Gorj. Le avem pe Brâncuș pentru că de curând a fost ziua lui de naștere, 19 februarie. Iacă, el a murit departe de Gorj, departe de România, dar cu toate astea, Târgu Jiu este asociat numelui său și nu mică mi-a fost mirarea când, căutându-mi foști colegi de școală plecați în lume, acum cu posibilitățile tehnice crescute, să le găsesc fotografiile afișate cu operele lui Brâncuș în peisaj. Câteva cuvinte așa la final de prima etapă a emisiunii noastre. Ce le transmiteți târgujenilor de Dragobete? De Dragobete, fiind în ton cu sărbătoarea, nu putem să le spunem decât să aibă parte de multă dragoste, de liniște și să dea Dumnezeu, pentru că nu s-a îndepărtat foarte mult începutul de an, să fie un an mai bun decât cel care a trecut. Și tot așa să o ținem din mai bine, cel puțin la capitolul urări, nimeni nu poate să ne interzică să sperăm acest lucru. Perfect, vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm. Cu siguranță o să fim prezenți și noi la evenimentele care o să se întâmple și care o să le faceți în cadrul Palatului. Vă așteptăm cu mult drag. Perfect, intrăm cu un mic moment publicitar și revenim. Hidroservice SRL este soluția problemelor tale. Lider național în domeniul produselor de etanșare hidraulică, având cel mai mare stoc din Europa de Est. România Hidroservice este specializată în fabricarea și comercializarea de garnituri hidraulice, furtunuri hidraulice, kituri complete pentru basculare bene, distribuitoare, rezervoare, pompe, elemente componente pentru cilindri hidraulici, aparatură și piese detașate pentru buldozere, excavatoare, macarale și combine agricole. România Hidroservice execută reparații de înaltă calitate în maximum 24 de ore pentru cilindri hidraulici, subansamble hidraulice, mașini unelte și utilaje cu acționare hidraulică la fața locului sau în atelierele proprii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Primăverii, numărul 3, la telefonul 0253-228-443. România Hidroservice, să rămâi în compania celor puternici. Fascinanta Grecie este la doar un pas. Atmosfera elenă, aromele îmbietoare și spiritul pasional le găsești la taverna grecească Eleonas. Îți oferim o experiență culinară inedită. De la fructele de mare la carnea pregătită în mod tradițional grecesc, la cărbune sau la proțap, pește și clasicele salate. Simte savoarea mediteraneană la taverna grecească Eleonas, din Târgu Jiu, zona Abator, lângă sediul ITM. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra efracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SC Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Club For You, locul în care rafinamentul și eleganța se îmbină perfect cu distracția. Club For You, atmosferă întreținută de DJ profesioniști și de cei mai în vogă artiști. Situat în Motru, lângă supermarketul Biocela. Clubul în care vrei să revii de fiecare dată alături de prieteni. For You. For You.
Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjenii. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu numărul 214 sau pe Strada Narciselor numărul 35. Max, pentru casa ta. Cabana Sovodol, situată pe pârtia de schi din Rânca, oferă condiții ideale de cazare la prețuri accesibile. Atmosferă primitoare, camere spațioase și călduroase. Cabana dispune de restaurant propriu care vă așteaptă la o masă ca la mama acasă, la gura sobei. Hotărât să îți mobilezi casa, dar nu știi de unde să începi? Acum ai soluția MobExpert în Târgu Jiu, în sediul complexului comercial Eurosport. MobExpert prin Eurosport oferă cea mai mare colecție de mobilier. Living, dining, dormitoare, colecție de canapele, bucătării, mobilier de grădină. Consilierii MobExpert îți oferă soluția ideală de a-ți decora casa printr-o gamă largă de decorațiuni interioare și exterioare. Iar dacă nu ai toți banii, noi am găsit o soluție. Rate cu dobândă zero. Ne găsiți pe calea București numărul 9 în incinta complexului comercial Eurosport. Bun, am revenit, am zis că o să revenim cu câteva surprize pentru cei care sunt acum acasă, puteți să puneți mâna pe telefon și să spuneți cea mai frumoasă declarație de dragoste și un premiu constă. Să fie sinceră și adevărată. Sinceră, da, și adevărată, o invitație la cinema. Așa că... Și nu numai. Și nu numai, eu da. Zic că o să fie multe surprize, nu mai dați din casă. Da, nu mai dăm din casă, ți le ținem în casă, să fie casa. Aveți un număr de telefon, știți ce trebuie să faceți. V-am spus o emisiune specială astăzi de Dragobete. Și în partea a doua emisiunii v-am spus că avem și un invitat special de Dragobete cât se iubește românește, cum se spune. Da. Așa, avem pe Silvia Găman, elevă la Palatul Copiilor. Bună seara și bine ai venit. Bună seara și bine v-am găsit. Cum a spus și domnul mai devreme, am făcut botezul la emisiunea noastră, da. Așa și Silvia îl vă Palatul face. Copiilor, ia spune-ne cum ai intrat în muzică, cum... Păi am început să cânt de mică, da. Am moștenit talentul de la tatăl meu și am continuat la început la spectacole mici, după ce care... Ai o voce care îți place? Da, mai multe voci care îmi plac și le admir. Andra ascultam foarte mult și Asia când era mică, da. Și toate cele. Îmi plăcea foarte mult. Stăteam toată ziua în fața televizorului și cântam. Și presupun că cine te-a inspirat? O voce din afară? Îmi plăcea Celine Dion când eram foarte, foarte micuță, da. Și acum îmi place. Ai și puține trăsături așa. Da, de la Celine Dion, da? Da. Și acum o să te ascultăm cu o piesă de la Adele. Se numește... Don't You Remember. Te invităm pe platoul nostru foarte mare. Și... Un platou foarte mic. Da, foarte mic. Da, pe până vorbesc în antonimie acum. Ascultăm această piesă superbă. Enjoy. Așa că rămâneți cu noi. Special ascultați. Pentru îndrăgostiții de acasă, da, nu? Da, exact, da. Goodbye.
twinkle high and a bitterness and a wandering eye and heaviness in my head. But don't you felicitări! Absolut super, te invităm lângă noi. Pe o voce de aur, da, care ne-a lăsat fără cuvinte, care... Ok, gata, ne-ai trezit interesul, cel puțin la toți din regie și nouă. Și există foarte multă lume de care habar nu avea că există o astfel de voce la noi în Gorj. Citez, la Miti sună mai bine decât originalul, spune Miti. Un coleg de-al nostru. Da. Ai participat și la concursuri? Da, am participat la foarte multe festivaluri în cadrul Palatului Copiilor. Am fost prin toată țara și am luat premii destul de frumoase. Ok, cine te-a îndrumat către Del, către vocile astea care... Bine, și ce timbre care ți se potrivesc foarte ok? Se pliază foarte bine pe corzile tale. În primul rând, domnul meu profesor de la Palatul Copiilor, domnul Laurențiu Pănoiu, țin să-i mulțumesc pe această cale. E de vină tot Laurențiu, salutăm și noi pe Laurențiu. Deci ok, el ți-a deschis apetitul către Adele, Whitney Houston, Celine Dion sau și ție îți plăcea înainte? Jessie J, de exemplu, s-ar potrivi mie... cu de la Jessie J? Am încercat, da, să cânt și Jessie J. Dar face prea multe floricele și o să joacă prea mult, nu? Adică ți se potrivește oricum o voce puțin mai lineară așa, mai... și curată, adică cânti foarte curat. Da, mulțumesc. Da, foarte frumos. În continuare, cei care vor să fie premiați astăzi, eu pot să o facă la numărul de telefon. Dacă nu puteți să și lăsați numărul dacă nu, vom merge noi și vom intra în poziția surprizelor cu cea mai mare plăcere. Perfect. Spune-ne, de ce nu s-a auzit de Silvia Găman până acum? O să spun că s-a mai auzit de Silvia Găman, dar nu... În presă mă refer aici, la noi, local. N-am început foarte mult
cu orele de canto și poate de aceasta. Ai un an de zile totuși, un an și ceva, nu? Da. În prezent cânt cu o trupă, Onyx Band se numește, în diferite pub-uri din Târgu Jiu. Da. Și am ajuns să fiu puțin mai cunoscută, să zicem. YouTube? Postez, adică te înregistrezi acasă și postez pe YouTube? Ai un canal sau? Da, am un canal. Poți să-l numești Silvia Elena se numește. Da. Nu fac de obicei înregistrări acasă, le fac la Palatul Copiilor. Pe Facebook? Facebook unde te pot găsi? Facebook Silvia Găman. Da? Da, dacă... Este frumoasă, este talentată. Te întrebăm, ai și prieten sau nu? Acum de dragobete. De dragobete, ca să vorbim așa, nu? De dragobete, nu știu ce să vă spun. Da, ok. Deci, deci există un nu știu. Perfect. Haideți să vorbim despre următoarea piesă, de Whitney Houston. Cum ai ajuns la Whitney Houston? Păi, am crezut că este momentul să încerc ceva mai greu. Adică este maturitate, să spunem așa. Practic, maturitatea muzicală. S-a pus să cânti de la Whitney și de la Adele, totuși e o provocare. Whitney Houston este ceva mai... Mai sus, nu mai high. Eu sunt foarte curioasă. Mm. Eu zic cum se numește piesa? I Have Nothing. I Have Nothing. O piesă foarte grea. Foarte, foarte grea. O să o ascultăm. O să ascultăm și oricum, noi. Oricum, siguranță... nu ni s-a făcut pielea de găină când am auzit prima dată, dar... Și nici nu suntem în juriu la cum se numesc emisiunile acelea, lângă Andra și lângă Moisescu sau ceilalți. Oricum facem apel la cei de acasă și cei care au potențial financiar, că ar fi cazul să băgăm bani în valorile gorjului și să îl vedem acolo sus, unde își merită locul. Perfect. În lumina reflectoarelor, da? Highlight. Haide să ascultăm. Să o ascultăm pe Silvia Găman. Whitney Houston, I Have Nothing. There's nowhere to hide. You're the love I remember.
Absolut super, da, aplaudă toată lumea, crede-mă. Am rămas eu absolut super, fără cuvinte. Da, Whitney Houston, I have nothing, niciunul nu am niciun cuvânt de zis, da? Îți mulțumim, emisiunea, oricum, îi mulțumim din suflet, mai ales că primul post local de televiziune noi am fost, da. La ne care Silvia a fost. Ne dăm demisia, plecăm. Haideți să revenim la invitata noastră și o să te rog, dacă poți, să te gândești la, eu știu, la câteva versuri de dragoste, de la o piesă de dragoste și să cântăm acapela orice piesă care te gândești tu. O să te mai întrebăm, mai avem timp până la finalul emisiunii, așa închidem, să închidem frumos acapela, da? Da. Ok, câteva cuvinte să spunem și noi așa de dragobete, iubiți-vă mult și nu cred că o singură zi ar trebui să vă inspire pentru a, eu știu, a iubi persoana de lângă tine. Și să spunem la ce pub cânti tu, unde, pub-ul, poate, unde pot să te găsească. Classic Arena, așa? Belle Epoque, pub. Și Ice Pub. Okay, în ce zile? În ce zile te pot vedea? Marți, miercuri și joi. Ok, ești activă, observăm. Da, ești foarte activă. Așadar, dragi târgujieni, pentru orice evenimente puteți să apelați la Silvia. Îi facem deja reclamă. Încă o dată, Facebook-ul și? Silvia Găman, Facebook YouTube, și canal. YouTube, canal Silvia Elena. Perfect. Noi spunem seara plăcută și ne auzim miercuri începând de la 17:00. Toni Mate, mă numesc. Și Gabriela Turturea, nu uitați, iubiți-vă mult. Până atunci. Silvia Găman, acapela, închidem frumos emisiunea așa în stil mare. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Mulțumesc. SC Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Fascinanta Grecie este la doar un pas. Atmosfera elenă, aromele îmbietoare și spiritul pasional le găsești la taverna grecească Eleonas.